Prima oară, copul, și eu cred că ăsta, dar nu dormi, că eu... Zip ce pedeapsă ți-a dat. Fărta, mă, pune fața lui Roxanaci, că... Hai, pune-te în genunchi. Aolo. Dar, pe eu mă pun în genunchi în fața la femeia care m-a șelat, cred că sunt de-a vreun jos, de așa. Stai cu minte că nu fac. După asta, că nu, stai în fața ei, așa, mă pun în fața ei, că ia-i mâna și începi să repezi după mine. Că eu sunt papagal, gen, poate începea cu tine. Treci, e pedeapsă, n-am ce să-ți facă, scoci, e durat. Scoci. Înjurat? Dar nu te face și ador așa. Ce să-ți facă? Trebuia să-ți faci mai rău. Da. Și emisiunea de azi și asta de mâine. Iar te duci în partea aia! Nu interesează, că vreau eu. Pedeapsă, pentru Jador. Mă duc fizic lui Bian. Bă, Jador, pedeapsă. Ți-ți foame bine. Tu taci din gură, bă. Pedeapsă. Bă, dar tu te faci mai frumos pe zi ce trece. Dacă și cu fața asta să o simă... Serios? Astăzi vă rata ziua aia. Astăzi vă rata ziua aia. Mă, e de ce frumos ești. Da, mă. Hai, Roxana. Fiate, dai să ne punem în spate, în spate. Nu. Dai să ne punem față în spate. Nu, ia, stai. De mână? Dar dă-i și tu mâna asta, cum mă dai. Care mă? Ia ca Jador. Jador, dar pentru mocanul nu e o pedeapsă, e o plăcere. E pedeapsă pentru Ian cu asta, știi, nu? Da, cam da. Ce-ți? Ai auzit, Jador? Asta e plăcere. De ce? Când vă și-a vrut. Ce treabă ai tu? Taci tu. Nu, ce treabă ai tu? Hai mă, pui azi. S-a împăcat cu fostul ei iubit. Nu m-am împăcat, mă. Suntem foști. Păi, hai, la fel de cam. Nu știi, Roxana, mă. Ia te-l pe ăsta. Hai cu pulele acolo odată. Suntem foști. Băi, mâna așa, mă, Roxana. Hai, mă, este foști foști. A, așa o zice el? Nu, zic eu că ai vrut să zic că e frumos. Cum îl cheamă pe ăla? Asta rupe unghia, bă, rupe unghia, fraiere. Bă, da, strângi. Eu, Eustache, cum îl cheamă? Curaj, a, pe ăla e Eustache, da. Da, ăsta știi că e Eustache acum. Iată, Mitrache. Bine, mă faci de râs. Mamă, îmi transpire mâna, frate. Nu mă interesează, mă. Eu îi străcat așa asta și ia și mâine. Așa și mâine. Eu zile la rând, ai nebunat. Da, Roxana, dar te-ai stricat la dacă nu, ce bine am prins degetul, mor, săraca, bă! A, bă, am păr pe deget și mă tragi de el. Ești ca un pumn de oțel. Auzi, când îi dăm acum, ne levăm, dăm amândoi. Bă, era dor să-ți dată așa, nu? Să vezi ce pumn dai cu ăla. Așa, așa. Da, împreună sunteți puternici. Power. Împreună sunteți power. Mamă, da. Ca și echipa, facem o echipă bună. De box. Nu aici, acolo. De unde e brățara asta? Ia, să stau și în grădina acum. Ai dat pedeapsa, lasă-mă. Băi, vorbiți amândoi. E ultima săptămână, aveți să vă spuneți chestii. Zic, aud. Păi da, zic, mi-l-au prins. Auzi, mă, tu îl trec pe tablu, Roxana plus Bogdan? Ce ai zis? Boxan. Scriu, hai că scriu. Scrie. Ba. Vedem care zice să șteargă. Uite-mă încolo. Hai că dacă tu nu i-ai spus ce aveam să zic, o să zic eu Roxanei, de fapt eu te cunosc cel mai bine și fiind prietenul meu, vreau să zic niște chestii, Roxane. Și o să-i zic. Ce zic? Roxane. Deja minți, hai zi. Ai început cu minciuna. Nu. Roxane. Zic, ia. Îmi pare rău. Poate te-am supărat. În timpul acestei emisiuni. Sunt Bogdan Mocanu, da, și ce trebuie zic eu. Da, zi. Îmi pare rău, poate te-am supărat în timpul acestei. Tot eu. Mă, dar tu arăși cu toate astea. Când te-am văzut lângă un alt bărbat, da. Mi s-a frânt suflet. Și cu alta m-am încurcat. Că m-ai înșelat. Cu alta m-am încurcat, da, zi. Dar să știi că eu încă te mai iubesc și încă mi-e dor să te țin de mână. Foarte frumos, să nu-l luăm seama. Moca, dar de ce nu recunoști că încă ții la Roxana? Este mincinos! Credeți-mă că dacă avem ceva de spus, o spuneam cu gura mea. Lăsați-mă. Nu vă... Vedeți-mă din viața voastră. Mă, sincer, dacă ar fi în momentul ăsta, ca Roxana să vrea să se împace cu tine, te-ai împăcat? Măi, Roxana! Mamă, dar mă doare. Moca! Stai, mă, că nu stăm, mai stăm până la fix ce e. Ai vrea să faci cu Roxy? La fix, da. Mă, eu chiar mă gândeam aseară cum ar veni. Mă, zi, nu îmi lag aseară, te gândeai, erai obosit. Nu mai zi la mișto. Nu a fost aseară la mine, că nu mai e aseară și dimineață de 3 zile. Da, ca de obicei, domnul Jador, pedepsele lui, Jador și pedepsele lui. Astăzi, în sfârșit, mi-am dat seama că eu, chiar dacă nu mai sunt iubita lui Mocanu, facem o echipă bună și avem pumnul de oțel amândoi. Am cronometrat, m-am uitat, jumătate de oră, drum bun, la revedere. N-a fost nimic, wow. Dar după a fost wow, da? Pentru că el tot încerca, după ce ne-am despărțit cu pedeapsa, unde mă uceam cu fotul lui Veneșel. Unde mă uceam pe canapea, Veneșel. Mă uitam la televizor, Veneșel. Mă, știți cu Bianca, nu-i pitata asta, stai la televizor. Nu știu, aici a fost ciudat. Cred că mai frumos Petrul a fost după pedeapsă, nu în timpul pedepsei.
Roxana, tot mă freacă cu degetul din mână, facem continuu așa. Da, și nu poți să-și clintească la atâta lucru? De la asta lucru. Dar Roxana are un efect asupra mea, nu vezi că stau cu perna pe mine? Casa. Da, nu mai pot. Și perna asta așa. Băi, perna, ai zis de perna, acum am dor de perna. Berna, da, mă, și când și perna, la fel mă gândesc la... Care, mă, că ce ai bârna în continuu? Coaicele. Și gazele. Ce faceți, băieți? Tu bine, noi? Sunteți foarte frumoși astăzi. Mulțumim și voi. Ai dus de mâncare, mă. Nu veni, mă, că e frumos. Ne spui la toți. Să le pupă. Aiurea, veni. La toți băieții. Bibilică. Dar toți sunt frumoși. Ce vezi, bac, Bibilică, mă, 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 mă. Halis. Îți dai seama să stai cu un băiat doar că e frumos pentru... Noi și de ce? Că poartă ochelari. Dar nu pot, eu port că dacă ești mai frumos cu ochelari, ia dă-ți ochelari jos. Cu ochelari sunt mai frumos? Da! Așa a zis. Deci... Ce compliment este? Da, mi te imaginam acum, mamă. Ia dă-ți ochelari jos. Noi, de fapt, am așteptat pe Bogdan și Jador pentru că el completează legătura cu Raluca. L-a sunat pe videocall și trebuia să te închei discuția, nu? Dar am stat până acum așa, mă întreba dacă sunt bine, dacă așa... Că el completează legătura cu Raluca, de aia zice Raluca, din greșeală. Fix la și acasă, la hotel, vrea să-l strigi pe Jador. Bă, rog, stai, Jador! Nu, dar chiar n-am cunoscut nicio fată, Raluca. Am cunoscut... Două. Ai dat numărul cuiva? Nu. Da, dar la singurul fată am dat numărul. Da, de la 10. No, da, nu, dar nu știu cum o cheamă. Raluca, auzi. Ba da, știu cum o cheamă, ce picu pui. Iancu, am o propunere indecentă pentru tine. Ce pedepsi asta, bă? Ia zi. Am o propunere. Tot timpul sunt victimă colaterală aici, frate. Am o propunere. Ia zi. Iancu, ce pedeapsă vrei tu? A zis deja, să stea cu Iancu. Ce pedeapsă vrei tu, îmi dai mie. Ce pedeapsă vreau să-ți dau ție? Da, îmi dai o pedeapsă mie. Așa. Accept. Eu îți dau o pedeapsă ție. Și accept. Și tu accept. Dar de ce nu facem așa împreună? Nu, vine n-am ce. Nu, nu fac cu tine, frate, că ție-ți place ce pedeapsă să dau eu ție. Ce, frate? Le place și cum să faci. Stai, mă, nu mai luau cu forța, mă, dragi. Nici ție nu-ți displace, frate. Trebuie pedeapsă sau nu înțeleg? Hai. Bă, din? Stai să mă gândesc, frate. A pus și perna, ca să nu simți... Ți-aș da o pedeapsă cu semina, frate, să supără, să nu-mi. Plăcere, mă, pe mine nu mă bagi nicio pedeapsă cu eu, că nu vreau. Da, da. Te bagi sau nu te bagi? Asta ți-are ceva, bine. Mă bag. I love you, da. When you call me. Stai, mă, nu mai zic. Bă, eu cred, că Hamut îi place de Bianca, frate. Hai. Da, și mă rog, doamna să-mi stai. Lasă-l, că l-am zis. Ce mai mă rog, doamna să-mi stai. Păi intenționat. Ținu-n coa. Stai, frate, când îi trebuie să dau eu ție. Nu, îți dau eu ție. Dar eu nu. Bun, hai. Bă, dar lasă-mă numai. Dă mâna. Bă, dar pentru ce? Baby. Eu n-am greșit. Baby. Nu. Bă, dă mâna. Dar ce ai făcut? Dă mâna așa, mă. Nu, frate, prea, îți dau eu ție și după aia îmi dai. Haide, frate. Bă, promit că fac, promit solemn, pe jur, promit. Și ai încredere în mine. Promiți? Promit. Pe ce vrei tu? Hai. Țineți-vă de mână. Ține așa. Nu pot așa, că îi fac rană, că am degetele mari. Ai, n-are nimic. Ține așa. Bă, baby, trânge-l, că-ți plăcea de el până acum, mai îți place. Nu. Numai că ne acceptam, nu mai putem fi nici prieteni. Eu am inițiat această... Da, pentru ce ați făcut? Nu-ți place. Da. Care Bogdanul, eu? Ha, nu! Ei! Eu voiam. Ia. Dar nu tu, mă! Păi care, mă? Da, mă, frate! Coboare, mă! Eu, mă! Băi, simți pulsul. Leagă-le și piciorul drept. Simți pulsul. Leagă-le și picioarele. Bă, frate, zici că ești comunist. Îi simți pulsul. Nu. Nu se simte nimic. Hai, mă! Păi nu, că e mici și de asta. Ia că mă duc eu să mă uit. Cum a zburat după canapea? Unde? Unde stă Bianca? Du-te, da. Au. Haide, arătați-ne. Au. Opa! Ce faceți? Ce cauți mai aici tu? Bună dimineața! Eu sunt Mocanule. Eu sunt prietena aici mai bună. Dar ce ai pățit la ochi? Cineva un pun? Mamă, frate, dar tu mai ești... Eu? Da, ai așa un rotund. Aici? Și acolo.
Da. Nu are? Zici că i-a dat ceva roșu. Roșu? A, păi am fost mai la plajă. Mai, Bogdane, cu cine te-ai bătut? Cu cine m-am bătut? Pă, bune că știi că și-a luat un pumn. M-am bătut cu Lupi. Bă, ai urmă de pumn. Ia vină încă. Cine s-a bătut ăsta? Ia uite ce are. Mă mai zic obiceiul. Eu ce mai simt mine așa. Unde? Unde eu suntem? Băgam Jador în grădină. Da? Mona. Păi și ce are? Da. Pe de-a băgat în grădină? Eu cred că sunt roși. Păi și atunci ce a băgat în grădină? Deci știi cum e așa în jur ca un... Păi și ăla și mai fraier că se duce, vrei să te mint? Da. Poftiți. Nu că mi-am orice piciorul, am puricei. Bine, dați-mi imagini în grădină cu tine. Să-ți ia împreună, mă?